și doi ziariști. Știi că invitatul lor e mâine în gura tuturor. Spune-mi că nu ești curios. Și doi ziariști, și doi ziariști, și doi ziariști. Hristos a înviat, oameni buni. Emisiunea Milionare de la miezul nopții începe cu o mică pauză în ziua de joi, zi de 1 mai, deci de marți până vineri cu pauza de rigoare joi. În această seară am invitat în studio pe domnul senator Șerban Sândulescu. Domnia sa este vicepreședinte al Comisia de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională a Senatului. V-ați dat seama încă din această prezentare că va fi vorba de Serviciul Român de Informații și directorul de misionar al său, domnul Virgil Măgureanu, și bineînțeles numai domnul Sorin Roșca Stănescu putea fi invitat pentru o astfel de discuție. Domnia sa este bine cunoscut ca un adversar mai mult sau mai puțin în ghilimele al domnului Virgil Măgureanu, așadar Sorin Roșca Stănescu, directorul ziarului Ziua. Mi-aș permite și pentru început să-l întreb pe domnul Stănescu cum a văzut demisia directorului Virgil Măgureanu de acolo, de unde a fost, din Statele Unite ale Americii, mai ales că se pare ca punct de plecare pentru această demisie ar fi fost un articol publicat într-unul dintre ziarele americane, semnat și de Pacepa. Deci, domnule Sorin Roșca Stănescu, cum ar veni, aveți cuvântul. Deci foarte, foarte pe scurt vreau să vă spun că ceea ce s-a perceput la Washington și la New York din comunicatul absolut jignitor la adresa Statelor Unite dat de Virgil Măgureanu în numele Serviciului Român de Informații, deci ceea ce s-a văzut acolo este mult mai grav față de modul în care un asemenea comunicat este perceput la București. Concret, administrația Statelor Unite s-a simțit din cel puțin două motive extrem de jignită. Primul motiv este că acest comunicat acuză de activități de oficină, de spionaj, unul dintre cele mai prestigioase ziare ale Statelor Unite, este vorba de Washington Post, iar doi dintre semnatarii unui articol, generalul Pacepa, care este apărat de administrația Statelor Unite în mod oficial, și care este în corespondență și în relație cu mari demnitari din Statele Unite, și cosemnatarul articolului, care este o personalitate proeminentă a Statele Unite, sunt tratați drept oameni care fac jocuri de interese ostile României. Această reacție pe care au avut oficialitățile americane a stat la baza unor afronturi nemeritate pe care le-a suferit la Washington ministrul nostru de externe, Adrian Severin, și întreaga politică dusă de Emil Constantinescu și de premierul Ciorbe. Spuneți-mi dumneavoastră, cu ce ocazie v-ați aflat în America tocmai în acele zile când avea loc vizita ministrului nostru de externe, domnul Adrian Severin? Eu m-am dus în Statele Unite din trei motive. În primul rând pentru a vedea cum sunt percepute eforturile României pentru integrarea în NATO de către oficialitățile americane, pentru că știam că examenul de la Washington este un examen vital. Statele Unite în sistemul NATO au un cuvânt extraordinar de greu de spus. Al doilea motiv pentru care am fost în Statele Unite a fost să iau legătura cu două mari publicații de acolo cu care vrem să facem un sistem de parteneriat. Al treilea motiv a fost să văd cum se deschide piața de capital pentru România și, dacă îmi permiteți o paranteză asupra acestui ultim motiv al vizitei mele, vreau să vă spun cu încântare că, într-adevăr, există o largă atractivitate pe care o prezintă acum România, o oportunitate formidabilă pentru capitalul nord-american. Totul e ca noi să privatizăm în ritm. Și totul e ca ei să dea năvală. Spuneți-mi, îl considerați pe Pacepa un trădător? Pacepa, din punctul meu de vedere cel puțin, nu-mi permit să vorbesc în numele altora, nu este un trădător. Este un om care a dat
o lovitură extrem de dură regimului Ceaușescu și, în general, acestui mecanism al poliției politice interne și mai ales externe, care era caghebizată, deci care servea, de fapt, interesele moscovei, nici măcar interesele românești. Cum să fie un român trădător atâta timp cât el atacă rețele care, de fapt, nu aparțin acestui stat, ci aparțin Moscovei. Vă mulțumesc. Trebuie, înainte de a-l întreba, de a-i pune o întrebare domnului senator Sândulescu, trebuie să vă anunț că în această seară, pe lângă premiul de 1.000.000 de lei oferit de Jurnalul Național și Antena 1, domnul Sorin Roșca Stănescu va oferi un premiu suplimentar de 500.000 de lei pentru cea mai interesantă întrebare legată de Serviciul Român de Informații și Virgil Maguran. Și adar, în afară de milionul tradițional, încă 500.000 de lei puși la bătaie de Sorin Roșca Stănescu, directorul ziarului cotidianului Ziua. Domnule Sândulescu, aș vrea să vă pun aceeași întrebare pe care am pus-o puțin mai devreme domnului Sorin Roșca Stănescu, dacă îl considerați pe Pacepa, Ion Pacepa, un trădător de țară. Nu îl consider trădător de țară, din contră, consider că prin atitudinea pe care a luat-o atunci în 1978, când a părăsit țara, consider că a adus servicii importante țării, în sensul că s-au aflat dedesubtul mecanismului de poliție politică din România și în felul ăsta poate că poporul român a fost privit cu mai multă înțelegere de către occidentali. Spuneți-mi, este părerea noastră personală sau este o părere a Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat? Nu, e părerea mea personală. Aș permite, dacă se poate, să adaug un lucru. Noi vrem să intrăm în NATO și am spus că statul cel mai important care poate să ia decizia de a intra noi în NATO sunt Statele Unite. Statele Unite nu îl privesc pe Pacepa drept un trădător al niciunei țări. Dimpotrivă, îl privesc drept un aliat de nădejde al democrațiilor occidentale, chiar al sistemului NATO. Pacepa este din două motive o persoană aflată sub protecția specială a guvernului american. El este condamnat la moarte de români și în continuare și care nu s-a revenit această condamnare există și pe de altă parte este condamnat la moarte de Yasser Arafat pentru că el a dezvăluit într-una dintre lucrările sale că era cu documente și a prezentat filmele în Statele Unite că Arafat este homosexual. V-ați întâlnit acum când ați fost în America cu Ion Pacepa? Eu nu pot să vă spun dacă m-am întâlnit sau nu cu Pacepa, dar pot să vă spun că am avut lungi discuții cu Pacepa. Să înțelegem ce vrem. În legătură cu... vom publica un nou serial al lui Pacepa, vom scoate o carte în exclusivitate și tot în exclusivitate ediția în limba română a unei cărți bombă pe care Mihai Pacepa o va tipări în limba engleză în 300.000 de exemplare. Este vorba de implicarea KGB-ului în asasinarea lui Kennedy. Dar tot am aici o lucrare în dreapta. Ca să închei din punctul meu de vedere în dreapta stângii, cum ar veni. Da, discuția legată de în dreapta pentru telespectatori, da. Discuția legată de tot în stânga, de Pacepa. Aici dețin dovada încă a unei infracțiuni săvârșite de profesorul Virgil Măgureanu, directorul Serviciului Român de Informații, în calitatea pe care a avut-o. Despre ce de e vorba? Al Serviciului Român de Informații. Domnul Virgil Măgureanu, în intenția de a-l compromite pe generalul Pacepa, mi-a prezentat cu mânuța lui acest dosar în urmă cu circa o lună și jumătate. O să pot în fața comisiei să precizez exact și data, cu am notată. Un dosar care conține documente strict secrete ale Serviciului Român de Informații referitoare la generalul Pacepa. Un dosar care nu putea, conform legii, să vadă, să ajungă în posesia opiniei publice decât după 40 de ani, iar Măgureanu, directorul Serviciului Român de Informații, cel veghează, chemat să vegheze la Siguranța Națională, numai pentru a-l compromite pe generalul Pacepa, mi-a dat acest dosar care... Aveți martor că v-a dat Măgureanu conține... acest dosar? N-am martor, că cum o să ai martor când stai de vorbă cu Virgil Măgureanu, dar de unde puteam să-l obțin? Aici sunt sinteze ale Serviciului Român de Informații, iar aici sunt documente strict secrete
rapoarte ale unor ofițeri superiori din, din securitate. Unii dintre ei poate chiar mai lucrează în SRI sau în sistemul de relații externe al Serviciului de Informații Externe. Sunt documente strict secrete care, pe care nu avea voie să le scoată. Ați discutat cu Pacepa despre acest dosar? I-a spus despre el? I-am spus că există, nu l-am prezentat pentru că nu ar fi corect, dar doresc să returnez Serviciului Român de Informații, nu oricum, ci prin intermediul Comisiei Parlamentare de Anchetă și cer deschiderea unei anchete parlamentare și penale împotriva lui Măgureanu, pentru că a încălcat legea siguranței naționale și nu e prima dată. Când v-a dat acest răspuns? Înainte de ultima sesiune a Consiliului Parlamentar de la Strasburg. Da. Deci domnule Sândulescu, Pacepa, în momentul în care a plecat, a fugit în America, nu credeți că a trădat și interesele României? Că a divulgat secrete de stat? Este interesant. Într-un regim care era așa cum era. Erau totuși secretele unui stat și secretele țării. Erau secrete aici. Aici e o problemă care trebuie adâncită puțin. E adevărat că erau niște secrete ale țării, dar erau secrete ale unui regim totalitar care a suprat țara. Și atunci poate fi considerat că a trădat secretele țării, când de fapt era trădat secretele unui regim totalitar care a suprat poporul român. Și care trăda țara. Și care trăda țara, de fapt, fiindcă... E adevărat că Ceaușescu luase o poziție de oarecare independență față de Uniunea Sovietică, de Rusia, dar de Moscova. Da. Dar să știți că asta era numai aparentă, această independență, fiindcă el era tot timpul sub controlul Moscovii și chiar politica de decaghebizare de care a vorbit chiar ex-președintele Iliescu, că ar fi început pe vremea lui Ceaușescu. E adevărat că Ceaușescu a făcut, a avut două unități, era direcția 4-a de contrainformații militare și UME-010, care l-a lucrat informativ chiar pe Ion Iliescu, care îi ținea sub observație pe agenții sovietici de aici. Dar Ceaușescu n-a fost în stare să ia nicio măsură împotriva lor. Domnul Sândulescu, de fapt, serviciile externe de informații, asta demonstrează Pacepa, cooperau cu KGB. Întâmplarea a făcut ca acum o săptămână la emisiunea milionare la miezul nopții s-am invitat pe istoricul Florin Constantiniu, care spune exact contrariu de ceea ce spuneți dumneavoastră, că Ceaușescu, spre deosebire de Gheorghe Gheorghiu Dej, era tema acelei emisiuni, a fost singurul care s-a opus politicii Moscovei și au fost și câteva exemple în acest sens. El s-a opus, e adevărat, s-a opus politicii Moscovii, dar în ceea ce privește decaghebizarea, n-a putut să ia nicio hotărâre. Ce înseamnă această decaghebizare? De exemplu, a aflat, a fost celebrul dosar Corbi, unde au fost, a început cu generalul Șerb, pe urmă s-a ajuns la generalul Militaru. Păi, foarte interesantă chestia, generalul Militaru, agent GRU. Agent Ghereu, care a fost sezizat și chiar a fost interesantă discuția care am avut-o cu el, fiindcă cu militarul, sigur, că la audiere la Comisia 22 decembrie el a venit și ne-a spus că a fost foarte afectat de faptul că s-a trezit mutat, era șef al Marii Stat Major și ministrul agent al Forțelor Armate și numit ministrul la construcțiile industriale. Bun. Asta e ceea ce am consemnat la audiere. Ulterior am aflat că lucrurile nu se întâmplaseră așa, că Ceaușescu semnase un ordin ca să fie numit ministrul al Forțelor Armate, militarul, și în momentul când a semnat acest ordin a venit Iulian Vlad și a spus: domne, că ăsta este agent GRU. Și a făcut... Aveți dovada că militarul a fost agent GRU? În mod cert a fost agent GRU. Dar nu, cert comisia... putem spune despre foarte mulți. Tocmai de asta încerc să cu ajutorul dumneavoastră, exemplu, să lămurim, iertați-mă, o secundă, cu ajutorul dumneavoastră să lămurim telespectatorii și cu a domnului Sorin Roșca Stănescu, ce înseamnă acestea de KGB-zare. Eu, unul, ca ziarist și redactor șef al unui ziar, nu înțeleg. Da. Sincer vă spun că nu înțeleg. Sau măcar mă fac că nu înțeleg. Însă telespectatorii trebuie să înțeleagă. Da. De unde știm că ăla a fost agent KGB? De unde știm că ăla a fost agent CIA? De exemplu, unde știm că în momentul ăsta Pacepa nu este agent CIA? De unde știm să știți că există o teorie care spune că Pacepa era agent KGB și el și că a fost trimis de KGB, n-are importanță. De unde luăm documentele sau mărturiile care să ne demonstreze acest lucru? Vă dau câteva exemple. Radu Nicolae, care era bun prieten cu generalul Militaru. Și cu Iliescu.
și cu, și cu Iliescu. Ca și Radu, Radu Nicolae a recunoscut la comisia 22 decembrie că el era în legătură cu general KGB și că era, știți că ce, eram în foarte bună relație cu KGB. Pot să vă spun că și eu sunt agent KGB. A, bun, da, sau dar, dar el o recunoaște. În afară de asta, generalul Militaru se duce la consulatul sovietic de la Constanța ca să transmită niște date în Uniunea Sovietică. Sau, în momentul când a fost omorât în Turcia, când a fost omorât Patilineț. Patilineț. Atunci lucrurile și sunt date cu lux de amănunte de către Radu Nicolae. Da. Dar o vizită la un consulat, nu, vreau să vă spun că și președintele Constantinescu s-a dus la ambasada rusă de aici din București. Există dovezi mult mai concludente care sunt detalia faimosului caz Caraman. Deci cazul Caraman, care este perfect documentat, făcut public în toate democrațiile occidentale și și în România. Acum vă explic asta, da. Fac. Este un caz tipic de ofițer superior de informații român care a lucrat pentru serviciile secrete rusești. Și de ce informații. Să spun, și la americani au fost oameni din sistemul american, iertați-mă, păi, da, care au lucrat în sistem... Eu, Verda, dacă nu mă lăsați să-mi termin fraza, nu pot să vă las, nu vă mai pot ierta, pentru că nu ne înțelegem. Mai bine atunci. Nu mă iertați, rămâne iertat. Atunci spuneți dumneavoastră și când eu vreau am timp să spun un singur lucru și să-mi explicați pe înțelesul meu și al telespectatorilor. Vă aduc aminte că și americanii au avut oameni care au fost ai KGB-ului și asta nu înseamnă sau nu înseamnă că America este KGB-izată sau cum să-i spun. Terminat să mi aduceți vă aduc și eu aminte cazul Caraman nu este un caz singular, ci este un lanț întreg de ofițeri superiori ai securității române care de fapt au lucrat pentru sovietici, însă își geneza acestei securități române este o geneză sovietică. Au venit sovieticii și au făcut-o. Și din ofițer în ofițer, din general în general, din succesiunea de generații care s-au succedat aici, totul a fost coordonat de către ruși în permanență. Asta înseamnă de KGB-izare, de kremlinizare, de sovietizare, care n-a avut serviciul român de informații în acest moment... este în acest moment o bună parte dintre rețelele de securitate internă și externă sunt sovietice și lucrează pentru Moscova. Tot serialul pe care îl publicăm al generalului Pacepa, dar și alte mărturii pe care noi le tot publicăm de ani de zile, asta demonstrează. Om de om, caz de caz. Sunt cazuri celebre pe care se studiază în întreaga lume. Sunt cunoscute, au apărut cărți despre istoria KGB-ului în lume, în care este vorba de acești spioni români. Serviciul român de informație a fost renuit, cel puțin așa se spune în cea mai mare parte. Așa spune Măgureanu după 90. Deci renuit. Eu îl citesc pe Măgureanu când spun asta. Eu nu-l mai citesc de mult pe Măgureanu. Este adevărat sau nu este? Păi pentru nu că este altfel adevărat. N-ar avea de unde să știe Pacepa. Deci este adevărat că au apărut în serviciul român de informații figuri noi, dar mai sinistre chiar decât acelea despre care da, vorbim. Un exemplu. Gen generalul Johnny Popescu, care handicapat fiind, n-a putut să facă o facultate cu certificat de handicapat. N-a putut să facă o facultate până în 90 și până a făcut 2 ani în 1 și acum coordonează întreaga activitate de trafic cu țigări, cu stupefiante și cu petrol. O să auziți multe dezvăluiri și în legătură cu acest general. Dar Serviciul Român de Informații, cum bine se știe, are vârfurile în bună măsură provenite din vechea structură a securității. Spuneți-mi, vă rog, la ce perioadă se referă dezvăluirile lui Pacepa din cartea... Dezvăluirile lui Pacepa vin până la zi din cartea pe care o publicăm noi acum. Sunt până la de zi. De unde are el informațiile azi pentru a completa în această carte la zi? Eu vă spun ce știu. N-am de unde să știu toate sursele de informații ale generalului. Eu am citit cartea. Și în cazul ăsta nu lucrează și pentru americanii serviciile române. În străinătate este foarte simplu să accesezi un computer și să afli că o bună parte dintre preoții români sunt securiști și că o bună parte dintre acești preoți securiști
care trădează regula de bază a unui preot, lucrează de fapt pentru Moscova. Deci acolo există accesate pe calculator asemenea date. La fel cum acum, de pildă, pe orice calculator din magazin, dacă accesezi România, îți spune că s-a deschis piața de capital. La fel, în toate băncile de date există aceste situații. Să nu ajungem la piața de capital. Eu vreau să vă întreb de unde are... M-ați întrebat de unde le are. Asta este o sursă. Altă sursă sunt lucrările unor reputați specialiști în KGB. Sunt autorități cunoscute în întreaga lume. În legătură cu decaghebizarea după vremea lui Ceaușescu, vreau să vă spun că Ceaușescu a reușit să facă o decaghebizare numai la nivelul Direcției Securității Statului, DSS-ului. Din datele pe care le știu eu de la Comisia 22 decembrie, a rezultat că DSS-ul nu fusese infiltrat. În schimb, alte servicii, cum e Direcția de Informații Armate, cum era chiar Armata, erau înțesate de oameni. Și care Direcția de Informații Externe. Și Direcția de Informații Externe de oameni care făcuseră studii în Uniunea Sovietică și care, iar generalul militarul a recunoscut indirect că era agent al KGB-ului, fiindcă el la audiere a spus, domnule, și haideți să lăsăm pe domnul militarul că a murit. Bun, îl lăsăm. Generalul militarul că a murit între timp și despre moș numai de bine. Spuneți-mi despre Virgil Măgureanu, este agentul cuiva? Sunteți senator, sunteți vicepreședinte la o comisie importantă în România. Virgil Măgureanu, în orice caz, a făcut parte dintr-o structură de lovitură de stat care era supervizată de Moscova, internă, din care făcea parte generalul Ion Ioniță, generalul militarul Radu Nicolae, partea militară, iar partea civilă era Ion Iliescu și Măgureanu. Și a existat și generalul Stănculescu în ce categorie intră? Generalul Stănculescu n-a făcut parte din grupul acela. N-a făcut parte din grupul respectiv, dar se pare că a fost la procesul lui Ceaușescu. A fost la procesul lui Ceaușescu. Nu, domnul senator vorbește de grupul de complotiști de pe vremea lui Ceaușescu. Vorbesc de grupul de complotiști care au început complotul în perioada 1970-71, foarte veche povestea. A durat cam mult complotul ăsta până a durat cam mult, că au fost câteva, vreo 3 încercări de lovitură de stat. Au fost vreo 20 de ani de complot. Vreo 20 de ani de complot, da. Mai bine făceau complot 20 de ani. Bun, asta a fost situația. Nu, spuneți-mi, dumneavoastră a cerut până acum, ca senator pe NTCD, a cerut în cei 7 ani vreodată demisia lui Virgil Măgureanu? Nu, n-am cerut demisia lui, am cerut alte lucruri, am cerut, de exemplu, să dacă știați că făcea parte din acel grup cu complotul, cu asta, de ce n-ați cerut lovitură de stat, cum a spus mai devreme? Bine, lovitura de stat care n-a reușit, fiindcă lovitura de stat care a reușit era altă structură. Au fost două structuri de lovitură de stat. A spus puțin mai devreme că Virgil Măgureanu făcea parte din acel grup. Virgil Măgureanu făcea parte, în primul rând că eu n-am făcut parte din Comisia de Apărare în sesiunea... A fost senator pe NTCD. Am fost senator pe NTCD. Eu am fost preocupat mai mult de alte structuri militare și în mod special de Direcția de Informații Armate, care am constatat că a avut un rol foarte important în decembrie 89. Și asta am cerut să pună sub control și Direcția de Informații Armate. De ce credeți că n-a fost schimbat Virgil Măgureanu? Este întrebare și pentru domnul Sorin Roșca Stănescu, însă mai întâi să răspundeți dumneavoastră. De ce credeți că n-a fost schimbat după alegerile din noiembrie 96? Fiindcă schimbările astea nu se pot face după o zi pe alta. Păi, s-au făcut atâtea schimbări la multe alte locuri esențiale. Ce e mai important un serviciu român informații decât un minister al apărării, de exemplu, sau un minister de extern? E mult mai delicat un serviciu de informații, mult mai delicat de rezolvat, sunt mult mai greu de rezolvat problemele într-un serviciu de informații decât într-un minister. SPP este un serviciu de informații sau de pază? SPP-ul teoretic este un serviciu de pază, dar asta nu exclude și cealaltă componentă. Acolo a fost schimbat. Știți, circulă zvonul că Virgil Măgureanu ar avea mai mulți oameni politici, atât din Parlamentul României, cât și din Guvernul României la mână cu dosare și că din acest motiv nu a fost schimbat până acum din funcție. Și iată, de fapt, nici n-a fost schimbat, a venit și a dat demisia. Schimbarea din funcție într-un asemenea serviciu de complexitate a serviciului de informații trebuie întâi pregătit un înlocuitor. Nu pot să-l fac. Îl schimbam, să zicem, după noiembrie 1996, hotărâm să-l schimbăm pe Paceba. Cu cine îl schimbam? Dacă nu astea credeți în existența acestor dosare pe care le-ar deține Virgil Măgureanu despre politicieni?
Am auzit și eu acest lucru și cred că este posibil așa ceva. Era normal ca el să aibă niște dosare ca să poată să își asigure o anumită stabilitate, să zic. Dar de ce judecați aceste schimbări decât într-o singură direcție? Atunci când au fost schimbați ambasadorii și n-a rămas nimeni în loc, a zis că decât unul prost, mai bine deloc. Acest lucru nu era valabil și la Serviciul Român de Informații? Adică cum mai bine deloc? Mai bine deloc fără Serviciul de Informații? Nu m-ați înțeles. Atunci când au fost schimbați ambasadorii, la diferite ambasade din capitala României. Și au fost schimbați ambasadorii? Avem încă multe de făcut și în domeniul ăsta. Stați un secund, a fost schimbat și n-a fost pus nimic în loc. Și atunci argumentul a fost că, domnule, decât să-i lăsăm pe ăștia că sunt, decât unii proști, mai bine deloc. Nu acționează și la Serviciul Român de Informații? Nu acționează. Aici nu pot să las Serviciul Român de Informații fără un conducător. Nu e posibil așa ceva. Este prea complex și prea important pentru țară ca acest Serviciu Român de Informații să funcționeze în interesul țării. Și nu pot să-l decapitez, să spun, domnule, gata, am terminat. Eu cred că domnul Sorin Roșca Stănescu nu e de acord cu dumneavoastră. Da, ați intuit exact. Nu pot să fiu de acord cu domnul senator Sandulescu. Deci eu cred că a fost o gravă eroare politică și morală faptul că Virgil Măgureanu nu a fost schimbat imediat după venirea noii garnituri la putere. Și am să explic, am participat și eu în felul meu la această gravă eroare politică. Virgil Măgureanu, ca un om inteligent, pentru că este realmente un om inteligent, a jucat la două capete, după modelul iluștilor săi înaintași în materie de servicii secrete. Deci, din loialitate, el a slujit vechea echipă a lui Iliescu până în ultimul moment, dar în același timp a slujit cu informații, cu documente și așa mai departe, și chiar cu ieșiri publice, și noua echipă în încercarea de a rămâne la conducerea Serviciului Român de Informații. Eu unul mă număr printre cei care a crezut sincer în capacitatea acestui om de a se schimba și de a se adapta rigorilor democrației. Eu am crezut că imediat după victoria în alegerile forțelor democratice, Virgil Măgureanu va face curățenia care este necesară și în acest Serviciu de Informații, va pune capăt corupției. Deci eu la data aceea nu știam ce vilă și ce avere fabuloasă are domnia sa și am crezut, dacă vreți, chiar în ce capacitatea lui Dumnezeu de a schimba un om. Pe averile lui știți foarte bine deja din presă că sunt în general case și tablouri, dar casele și tablourile constituie, de fapt, în cazul Măgureanu, o avere pe care un om cinstit, un funcționar public cinstit, nu o putea acumula cu leafa de la buget decât în vreo 100 de ani. Deci eu am crezut și eu, și probabil și dar nu este singurul colegii de la putere ai domnului senator, și, în capacitatea acestui om de a sluji interesele forțelor democratice. Există dosare de șantaj? Da, sunt convins că Măgureanu face acest lucru, de altfel a făcut și în cazul meu în 1992, deci a încercat să lovească într-un om al opoziției, care eram eu și care era un critic al poliției politice și a scos dosarul meu de colaborator al brigăzii antiteroriste în tentativa de a mă compromite, după ce cu o lună înainte fusesem șantajat cu acest dosar și nu cedasem. Sunt convins că alte persoane din politica românească au cedat acestui șantaj. Sunt convins că unii colaborează cu ei și, de altfel, văd că încep deja să-l invită să facă parte din partidul lor, cum este cazul lui Quintus. Cine a cerut? Pe cine? Quintus a cerut ca Măgureanu să facă, făcut oferta publică lui Virgil Măgureanu să vină în partidul domniei sale. Cine a cedat? Deci în Convenția Democratică. Aveți vreun nume? Cine a cedat la șantaj? E foarte greu să ai un nume atâta timp cât persoana care cedează unui șantaj este o persoană fricoasă, este o persoană lipsită de verticalitate, care nu vine după ce a cedat unui șantaj să, în fața camerelor de televiziune, să spună: am fost șantajat, am cedat, acum îmi pare rău. N-a venit nimeni, nu există un asemenea caz, dar va exista probabil într-o bună zi. Spuneți-mi, ați spus că de ună zi ați fost un om al opoziției. Deci e clar că el lucrează cu dosare, iată. Asta este o problemă. Dar cum v-ați întâlnit? V-a sunat domnul Măgureanu? Da, m-a sunat, m-am întâlnit în biroul domniei sale și mi-a spus: Pacepa nu este omul pe care crezi dumneata că este, Pacepa este un trădător, Pacepa a făcut foarte mult
rău acestei țări, a ucis ziariști, a omorât oameni, a nu știu ce și zice, uite. Și poate avea dreptate. Nu, nu are dreptate pentru că o analiză atentă și o să rog Comisia Parlamentară să citească atent acest dosar, demonstrează chiar din lectura acestui dosar o încercare disperată celor care au rămas în securitate după fuga lui Pacepa, de a se spăla pe mâini de Pacepa și de a-l incrimina la comandă cu lucruri foarte însăilate, făcute la mare viteză, de care nici măcar Ceaușescu nu a uzat. Și iată, încearcă să uzeze Măgureanu. Deci e clar, Măgureanu manipulează dosare. Măgureanu s-a jucat cu dosarele. Măgureanu a extras dosare, Măgureanu a oferit unora drept recompensă propriile dosare. În afară de dosarul ăsta, ați primit alt dosar de la, o secundă, de la Virgil Măgureanu? Deci eu nu am mai primit altceva decât prin intermediul presei, file din propriul meu dosar, dar alte publicații, cum bine știți, au primit de la Virgil Măgureanu chiar file din propriul dosar al lui Virgil Măgureanu, în decembrie anul trecut, chestiune iară interzisă, decembrie acum 2 ani mi se pare, chestiune iară interzisă de legea siguranței naționale și culmea e că Măgureanu a recunoscut public că el a pus la dispoziție aceste file de dosar pentru a se apăra de dezvăluiri mai largi. De asemenea, alte personalități publice au afirmat că au primit asemenea dosare. Deci nu mai este un secret. Iar Comisia Parlamentară are evidența acestor cazuri. Nu trebuie decât să ia o hotărâre. Nu e normal ca Măgureanu să-și dea demisia când el a făcut asemenea lucruri, când a încălcat legea. A spus că trebuie puțin demis. Mai devreme că a fost demis. Și el a demisia el până să fie demis. Dar este demisia poate să nu-i fie acceptată, să fie demis. Este un afront adus legii și bunului simț ca să se accepte demisia lui Măgureanu. Păi el de ce n-a fost demis până acum, în coadă vă întreb? Vă spun de ce n-a fost demis. Din această slăbiciune absolut condamnabilă, și dumneavoastră spuneți că ați crezut care nu se poate justifica decât prin capcana destul de abil întinsă de acest om și de asemenea probabil prin relațiile personale pe care Măgureanu și le-a făcut cu unul și cu altul inclusiv de la putere, fie prin șantaj, fie oferindu-i în schimb ceva. A spus puțin mai devreme că ați fost un om al opoziției. Ce fel de om sunteți astăzi? Și acum sunt tot un om al opoziției, că nu pot să fiu altfel. Și acum sunt cu ochii pe această privatizare care nu mai pornește și acum sunt cu ochii pe unul dintre personajele foarte importante ale puterii, Cataramă, și așa mai departe. Cazurile sunt nenumărate. Să știți că domnul Cataramă va invita la un nou duel, dar o să mă gândesc. Da, bine, s-a discutat problema cu dosarele. Vreau să vă relatez un lucru interesant care s-a petrecut astăzi în Senat. Domnul Ticu Dumitrescu a cerut, nu, Răzvan Dobrescu, senatorul Răzvan Dobrescu, a cerut ca să se permită comisii juridice să se retragă din plen pentru ca să discute legea cu dosarele, cu punerea la dispoziția dosarelor securității. A luat, s-a opus German, a zis că nu e cazul, că se creează un precedent, că se lipsește din plen. Nu avea nicio importanță, fiindcă să scade quorumul cu numărul care, celor care pleacă. Deci nu afecta procesul legislativ în continuare. Dar este interesant, în momentul când s-a pus la vot, am cerut o listă cu cei care au votat da și cei care au votat nu, care au fost de acord cu plecarea. Președintele Ion Iliescu, ex-președintele Ion Iliescu, era în sală, el nu apare nici la da, nici la nu. N-a votat. Probabil s-a abținut. Vreau să vă întreb, apropo de dezvăluirea din ziua de mâine, o nouă casă, o nouă vilă lui Virgil Măgureanu, despre ce e vorba? Deci sunt două dezvăluiri. Prima este într-adevăr cea la care v-ați referit. El și-a ridicat o nouă casă în Bistrița, Năsăud, fără autorizație de construcție. În registrul primăriei din Tiha Bârgăului, numele lui Măgureanu apare scris cu creionul, pentru că nu a plătit până în prezent nici impozite și nici taxe. Țăranii de acolo relatează că el a venit frecvent, vizitează această locuință cu însoțit de prieten, cu elicopterul, a mai distrus și gardul. E o dezvăluire care, dacă nu ar fi tragică, ar fi comică, pentru că mi se pare comic ceea ce face șeful celui mai important serviciu de informație al unei țări în timpul lui liber și pe banii statului, dar de fapt nu este comic, este tragic. Dar cea mai gravă
Da, o incendiară scrisoare deschisă. Dezvăluire este cazul Victor Mitran, care ne-a făcut o declarație scrisă, semnată pe fiecare pagină, s-a și prezentat la redacție, prin care povestește cum a fost pus de Virgil Măgureanu să încerce să-l compromită pe viceconsulul american Mark Sullivan. O acțiune în care era implicat și un secretar al ambasadei Rusiei la București. Este un caz extraordinar de grav. Acest om, Victor Mitran, ofițer al Serviciului Român de Informații. Până când a fost ofițer al Serviciului Român de Informații? Până la un moment dat, nu știu exact data. Dar de ce n-a făcut această dezvăluire înainte de a fi dat afară? Nu știu. Trebuie citită această scrisoare. El asta și relatează, că de fapt s-a opus acestei murdării și din cauza asta a fost dat afară și apoi a fost legat, am impresia, de legea secretului militar. S-a temut să nu ia calea lui Bucur să ajungă din denunțător al unor ilegalități. Deci nu s-a întâmplat de mult timp asta. Nu e cu foarte mult timp. Trebuie citită scrisoarea. Acest om există. Poate fi invitat de postul dumneavoastră de televiziune, poate depune oricând mărturie că așa stau lucrurile. Este iar un caz foarte grav care demonstrează că, de fapt, în calitate de director SRI, Măgureanu a acționat împotriva celui mai important stat NATO pe față și nu pentru a urmări să prindă vreun spion, ci pentru a încerca să compromită. Ce înseamnă pentru Serviciul Român de Informații NATO, domnule Sandulescu? Pentru Serviciul Român de Informații, în primul rând vreau să vă spun că chiar aseară am discutat cu un analist politic occidental, am avut ocazia să-l întâlnesc și să discut cu el și vreau să vă spun că lucrul care s-a spus și astăzi, a spus și premierul Ciorbea și Severin, Adrian Severin, că serviciile americane cer neapărat înnoirea, schimbarea, decaghebizarea serviciilor de informații din România și schimbarea șefilor serviciilor de informații. Este, se pare, una din condițiile pe care dacă noi nu o îndeplinim, nu avem nicio șansă să intrăm în NATO. Așa că, din punctul ăsta de vedere, dacă Serviciul Român de, prin Serviciul Român de Informații îl înțelegem pe Măgureanu, atunci înseamnă că el este contra intrării din NATO atât timp cât rămâne la conducerea Serviciului Român de Informații, dar eu vreau să spun că eu nu vreau să culpabilizez instituția, ci oamenii trebuie culpabilizați și părerea mea este că în Serviciul Român de Informații lucrează și oameni de bună credință, oameni care își iubesc țara și chiar la Comisia 22 decembrie am primit o serie de informații sau de confirmări al unor informații pe care le-am cules în legătură cu evenimentele din decembrie 89 de la oameni din Serviciul Român de Informații. Și iar este foarte interesant de arătat că Serviciul Român de Informații trebuia să implice în lămurirea evenimentelor din decembrie 89 și nu a făcut-o, cu toate că avea atâția oameni care au fost în securitate, care au fost în direcția 4-a, care au fost la UME 0110, și nu a făcut-o. De ce nu a făcut-o? A fost lăsată o comisie parlamentară în care au niște parlamentari care aveau experiența pe care o aveau în acest domeniu și nu au avut niciun sprijin din partea asta. Da. Domnul Stănescu, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră și în plus să-mi spuneți dacă știți care a fost numărul de colaboratori ai securității până în 89. Colaboratori. Să încep cu a doua. Nu știu, pentru că s-au vehiculat o serie de cifre și diferențele sunt uriașe. Numai o deschidere, așa cum mă număr printre cei care cere asta, numai deschiderea arhivelor securității ar putea limpezi lucrurile și eu cred că în plan psihologic românii ar fi pregătiți să afle adevărul până la capăt în acest sens. În ceea ce privește prima parte. Aici aș vrea să fac eu o precizare. Da. Mi s-a spus cifra, nu mai mi-aduc aminte cine a spus-o din cei audiați, de circa 800.000. 800.000? 800.000. Ceea ce e este mult, imens. E puțin? Este imens, vă dați seama. La 23 800 de milioane. La 23 de milioane, da. Da. În ceea ce privește prima întrebare pe care a spus-o, esențial mi se pare ca răspuns să spun că am intrat în cursul zilei de azi, drept mai târziu, în posesia unui document extrem de important. Este o analiză, un raport, o expertiză făcută de experți ai Congresului American asupra României, în care din nou este vorba de Virgil Măgureanu. Nu se solicită în mod explicit în această analiză aruncarea lui peste bord, nici n-ar fi de competența unor experți americani să ceară acest lucru, dar el este semnalat ca un caz
ca un impediment în este în ceea ce are domnul Sandu. Da, și aceea mi-o în față. Da. Da, da, în ceea ce privește intrarea României în NATO. Iar ceea ce a spus premierul Ciorbea în importanta declarație pe care a făcut-o acum când a executat ultimul demers pro-NATO privind de sovietizarea României, e limpede că s-a referit la desovietizarea serviciilor secrete, poate că termenul nu este cel mai potrivit, pentru că nici sovieticii nu mai sunt sovietici, ar trebui poate să spunem decremlinizarea serviciilor secrete, mi se pare... Declarația premierului Victor Ciorbea a stârnit reacții... Știu, a stârnit reacții în presă, care sunt contradictorii. Eu salut această declarație, alți colegi declarații de presă... incendiare ale opoziției. Ale liderilor, domnul Iliescu consideră că aceasta s-a făcut acum 30 de ani. Părerile, sigur, sunt împărțite, cum și între noi pot fi împărțite, este firesc, dar un lucru este cert, dacă noi vrem să intrăm la cineva și NATO este altcineva și vrem să fim primiți, nu se poate să nu ținem cont de exigențele acestor. Dar ce alte țări au beneficiat, bine, în ghilimele, de acest tratament? Da, deci în Cehoslovacia, cum era înainte, în Cehia, în Slovacia, această decremlinizare s-a făcut destul de mult timp, ca să nu mai discutăm de astea care urmează să intre. Redegen, Ungaria s-a întâmplat același lucru. Nu, dar nu vorbesc de cele care vor să stau acum să intre, ci de cele care sunt membre NATO. Deci, statele care sunt membre NATO sunt de mai mult timp membre NATO și au fost în opoziție față de Moscova, deci nu se punea problema unei decremlinizări, ci se punea altă problemă, să fie prinși demnitarii lor care au fost angrenați în spionajul sovietic. A spus cineva răspicat din un membru al Alianței Nord-Atlantice că trebuie să vă decremlinizați serviciul? Păi iată, da, cel mai important membru al Pactului Nord-Atlantic, Statele Unite, o spune. Unde? Vara, domnul Sândulescu, un studiu. Nu, deja... asta nu este așa oficial, e un studiu, este un studiu al unor experți americani. Dar niște experți americani. Dar vă spuneam că chiar ieri am discutat cu cineva, cu un analist politic occidental, care am văzut că era foarte bine informat și îmi spunea că este una din cerințele și nu se referă numai la serii, se referă la toate, serviciile de... Asta ați vorbit cu un analist, ăsta este un raport făcut de niște experți ai Congresului Statelor Unite. Mai existat un raport al Departamentului de Stat al Statelor Unite care avea aceeași temă, era pe vremea lui Iliescu, la care se mai adăuga și elemente ținând de libertatea presei și de proprietățile unor comunități. Dar ce înseamnă aceasta? Dar vă dați seama că e logic, adică noi vrem să intrăm în NATO și serviciile noastre de spionaj lucrează în favoarea în definitiv, în NATO este o structură militară care de cine se apără? De unde știu ei că lucrează România în sprijinul? Dacă nici ei nu știu, atunci de unde știm noi că nu e așa? Cu mijloacele noastre atât de plăpânde... Dar nu mă întrebați pe mine, spuneți-le telespectatorilor. Sunt totuși niște țări extrem de puternice, care au sisteme de informații extrem de puternice și este absolut firesc să știe cam ce hram poartă unii dintre ambasadorii noștri. Aceste servicii de spionaj să supraveghează în permanență și știu foarte bine fiecare pe cine are și cum are. Se pare că Germania dă semne că nu ne vrea, adică, NATO. Adică dumneavoastră chiar vă imaginați că serviciile de informații din țările NATO nu știu că o bună prietenă a lui Măgureanu lucrează în prezent la ambasada noastră de la Paris. Asta este de notorietate în rândul acestor servicii secrete occidentale. Și acea prietenă, în momentul în care pledează soarta României, devine ridicol. Micile escapade ale lui Măgureanu la Paris sau escapada pe care a făcut-o la New York, restaurantul la care a mâncat, credeți că nu sunt cunoscute? Vă spun eu unde am mâncat, că m-am dus acolo ca să văd ce fel de restaurant este acela. A apărut într-o carte celebră acel restaurant și patronul acelui restaurant într-o carte celebră pe care o să o și prezint în ziar, pentru că patronul acelui restaurant a fost învinuit că lucrează cu mafia într-un caz celebru. Cartea este celebră și tocmai acolo mănâncă domnul Măgureanu când se duce la New York. A fost învinuit, nu s-a demonstrat. Da. Eu nu înțeleg un lucru.
Care este legătura între sovietizarea, cum a spus dumneavoastră, serviciilor și secrete românești și prietena lui Măgureanu de la Paris? Și Măgureanu. Păi de să vă spun care e legătura între desovietizare și Măgureanu. Nu, este, și nu, și prietena lui Măgureanu de la Paris. Imediat ajunge. Da. Deci, domnul senator la Comisia Decembrie v-a spus că a constatat foarte clar că an de zile un mic grup de persoane civile și militare, da, între care se afla Măgureanu și Iliescu, da, că erau un raporturi extrem de strânse cu consulatul sovietic de la Constanța, da, cu ambasada sovietică de la București, cu ambasada sovietică de la Ankara și așa mai departe, care majoritatea își făcuseră și studiile de altfel în, în URSS, cu, și Măgureanu are, are niște studii făcute acolo, și care raportau ambasadei toate mișcările lor, tocmai aceștia s-au trezit să ajungă și la putere după, după 89. Păi cum să nu există o legătură în chestia asta? Păi cum să nu există o legătură? Adinaur a spus că ăla Pacepa nu este un trădător pentru că a trădat un sistem dictatorial. Păi da? Și, ăștia n-au trădat un sistem dictatorial? Ei nu au trădat un sistem dictatorial, ei au încercat să reintroducă în România un alt tip de sistem dictatorial. Dar înainte de a reintroduce sistemul ăla, l-au trădat pe ăsta. Și după aia au făcut o poliție politică. Deci până să facă poliția politică, i-au trădat acest sistem, ăla pe care l-a trădat și Pacepa. Și pentru asta este, cum să zic, dacă nu l-au dat, nu se, nu ai făcut vinovat. Acest sistem cădea oricum printr-o revoluție. I-au confiscat o revoluție. Nu au trădat în definitiv nimic. Păi complotul pe care l-au făcut 20 de ani... Tocmai faptul că l-au făcut 20 de ani, chestiune pe care cu mult umor ați remarcat-o, dovedește că n-au fost capabili să trădeze nimic. Nu, nu. Au fost niște fricoși, da, i-au stat la pândă să dar prindă putere. Dar cine a fost vreun ajuns, poporul. Poporul domnule, care a ieșit în stradă la Timișoara, la Brașov și la București. Până ți-a în stradă, cum a fost curajos poporul? Și cei câțiva dizidenți adevărați care au făcut și pușcărie, ăștia au fost... zecile de mii de oameni care acum sunt, sunt cazuri publice și care au făcut ani de zile închisoare, aceștia au fost oameni curajoși. Nu ei. Ei au fost demnitari comuniști. Care au făcut, cine a făcut închisoare pe vremea lui Ceaușescu? Eu nu vă spun cine a făcut. Păi au făcut, n-a făcut Calciu Dumitrescu închisoare pe vremea lui Ceaușescu, așa, dar au fost mulți. La Cluj, doamna... Cornea. Doamna Doina Cornea n-a făcut închisoare. Doamna. Petre Mihai Băcanu n-a făcut închisoare. Antonu n-a făcut închisoare. Dar n-a fost omorât Ionescu. Nu, au fost cazuri în care. Fost... Cazurile sunt foarte multe. Și chiar. Plus, nu lăsând e... la o parte că nu se cunosc toate cazurile Ștefan în care au fost asasinați făcut închisoare. Pe vremea lui Ceaușescu. Nu este vorba că a fost un sistem opresiv, dar vorbeam de curajul atâtor oameni... Acești oameni sunt curajoși care au, efectiv au avut de suferit. Au fost câțiva, dar efectiv, la un moment dat a zis că poporul român. Și am spus că... Asta în decembrie 89. Păi în decembrie 89. În decembrie 89. Iar ei au venit să confiște o revoluție. Nu ne batem cu pumnul în piept pentru nu. Ce a fost... Nu, deci un lucru este pentru... clar. Eu nu pot să le acord niciun merit decât acela că în folos propriu, în interes propriu, au confiscat revoluția altora. Ce a însemnat pentru Ion Iliescu interes propriu? Păi interes propriu să ia puterea. Să ia puterea. S-a antrenat să facă chestiunea asta. S-a antrenat la Moscova. S-a antrenat în toți anii în care a fost înalt demnitar comunist să ia puterea. Toți politicienii vor să ia puterea. Da. A, bun. De acord. Bun, vrea să ia puterea. Asta e și meritul lui. Dar depinde ce regim vrea să facă. Că el vrea să facă. Păi regimul ăsta pe care l-a făcut Ion Iliescu, dumneavoastră ați fost parlamentar, domnule Sândulescu. A, bun, am fost parlamentar, dar era un regim, și noi ziariștii, un pseudo-regim parlamentar, fiindcă hotărârile se ruau cu majoritate, nicio problemă. Și nu? Tot în regimul ăsta noi am fost ziariști liberi. Da, asta e adevărat, că a existat stați libertate. Să ne lăsați că există o întregere între dumneavoastră și domnul Sorin Roșca Stănescu. Dumneavoastră n-ați fost liberi. Nu, nu, am spus că unii, alții erau pe cale să nu mai fie liberi și știți foarte bine. Nu, singurul lucru pe care îl recunosc regimul Iliescu este faptul că presa a avut libertatea. Păi nu, să vorbiți de un pseudo-parlament. Păi de ce ați acceptat să fiți pătași la un pseudo-parlament? Păi nu puteam să nu acceptăm, fiindcă au fost niște alegeri care au zis, a zis că au fost niște alegeri libere. Să știți că alegerile... Și ne condamnau toți dacă ziceau, uite domnule, alegerile, opoziția, alegerile sunt libere numai atunci când câștigăm noi, domnule. Nu e așa. Vă spun eu. Nu, să fim serioși. Nu. Haideți să urmărim un moment publicitar și vom reveni după aceea în studio.
de aluminiu, uși și ferestre de orice dimensiuni și forme, grilaje de maximă securitate, geamuri securizate cu etanșeitate perfectă. Garanția calității este dată de folosirea celor mai buni specialiști din țară și a celor mai moderne utilaje. Siguranța căminului dumneavoastră numai cu Vila Lux. Care din iaurturile Zuidmilch îi plac bebelușului tău? Lui Bebe îi plac cel mai mult iaurturile Fruities. Și ce le place celorlalți mai mult? Păi Laurei îi place cel mai mult Fruities cu fructe. Iar lui Martin îi place mai mult Fruities cu frișcă, smeură și căpșuni. Fiecăruia îi place un iaurt Fruities. Care-i favoritul vostru? Probați-le pe toate! Fruities de la Zuidmilch. O aromă de vis. Adjunctul respectiv. Am intrat în, să, da, în direct. Continuați-vă ideea. Deci, ideea este spusă în acest raport făcut de experții americani, care spune clar, Virgil Măgureanu, un apropiat al infamei securității lui Ceaușescu, a condus din 1990 până în 1996 principalul serviciu de informație al României. Da. Adevărul este puțin mai nuanțat decât aici, fiindcă la un moment dat Măgureanu a lucrat la securitate și era pus, mi se pare, să facă analize, nu știu ce analize, sau sinteze, să facă sinteze și până la urmă a plecat la Ștefan Gheorghiu, fiindcă nu i-a convenit funcția pe care o avea și munca pe care o făcea, care nu i-a permis să facă jocurile. Păi nu vedeți că n-aș citi cu atenție dezvăluirile din ziarul Ziua, pentru că noi am legat aceste două momente, el a lucrat și la Ștefan Gheorghiu sub acoperire ca ofițer al securității. Da, 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 ca ofițer al securității. Și da, înainte să fie ajuns la sinteză, da, la DSS, și la sinteze și la Ștefan Gheorghiu a lucrat ca ofițer al securității, da, și așa se și explică de ce generalul militar spunea la un moment dat că ei s-au temut că Măgureanu i-a trădat. Cum vă veți simți dacă domnul Măgureanu va intra în Partidul Național Liberal? A fost invitat, cum a spus domnul Stănescu, coleg de coaliție cu domnia sa. Eu nu cred până la urmă că Partidul Liberal va, chiar dacă a fost invitat sau dacă se dacă zice că a fost invitat. Dacă președintele partidului îl invită, eu nu cred că dumneavoastră reprezentanții iluștri ai PNT-CDU-ului vă puteți opune asupra unei decizii interne a Partidului Liberal. Bineînțeles, e o decizie internă a Partidului Liberal, dar o asemenea decizie cred că ar impieta asupra Partidului Liberal. Da, dar până la urmă e problema lor, problema pe, întrebarea e corectă pe care v-a spus-o domnul Tucă, ce veți face? Nu e numai problema lor. Ce veți face? Bine, părerea, știți care e părerea mea sinceră, este că Măgureanu va trebui totuși să fie ținut destul de aproape, să fie observat, să vadă, să nu se întâmple cine știe ce. Adică Măgureanu totuși cunoaște foarte multe lucruri și nu poate fi chiar așa ușor. Are o mulțime de legături și... Da, și atunci și poate atunci, într-un fel ar fi bine fel, să fie ținut aproape fie de ținut, domnul Cataramă. Ca da, să fie observat. Dar nu că, fiindcă poate la un moment dat să devină periculos, având în vedere toate... Păi până acum cum a fost? Păi... periculos pentru noi să fie, pentru și puterea, pentru actuala putere. Dar acum pentru cine a fost periculos? A fost tot pentru noi, dar eram în opoziție și era normal să fie. Nu știu dacă dumneavoastră ați citit raportul de activitate SRI pe care mâine, de fapt azi, da, că am trecut doar 12. M-am uitat prin el. Deci dar, o compunere dumneavoastră, ce părere aveți? În primul rând, după părerea mea, trebuie restructurată și regândită întreaga activitate a Serviciului Român de Informație, a SRI-ului.
trebuie regândită, fiindcă el se ocupă de o serie de probleme care n-ar trebui să ocupe. Deci raportul ăsta e o copilărie, pe de o parte, exact, pe de altă parte e o demonstrație că Săriu face altceva decât ce ar trebui să facă. În domnul Sândulescu mai scrie și cărți, avem aici în față, cum să zic, o susținere la ceea ce a spus puțin mai devreme, ediția a doua a cărții, decembrie 89, Lovitura de stat a confiscat Revoluția Română. Care, de fapt, este raportul care l-am făcut eu la Comisia 22 decembrie. Deci e o ediție a doua, a fost și o ediție întâi care... A fost că s-a epuizat și acum este ediția a doua, da. Lovitura de stat, spuneam, a confiscat Revoluția Română. Agenții români ai GRU și KGB au avut un rol determinant. Conducerea DIA a creat diversiune. 942 de oameni au murit pentru ca autorii loviturii de stat să preia putere. Da, și asta a apărut pe piață, domnule Sândulescu. Sigur că a apărut pe piață, nu știu exact cum. Dar în timpul clipului publicitar, adevărul este că vorbeam despre altceva. Și v-a spus domnul Tuc, haideți să continuăm. Vorbeam, ne contraziceam noi doi, eu cu domnul senator, în legătură cu schimbarea lui Măguranu. Nu, eu cred că putea fi schimbat imediat, iar chestiunea cu locuitorul în cazul unui serviciu secret, la fel ca și în cazul unui minister, nu e o chestiune chiar de complicată. Iată, a fost adus la interne un înlocuitor al lui Tărăcilă și nu s-a întâmplat nicio nenorocire. Au fost schimbați câțiva din comanda Ministerului de Interne, oamenii își văd de treabă, poliția lucrează foarte bine, la fel s-a întâmplat la transporturi, la externe, etc. Mare lucru. Schimb și pe directorul Serviciului Român de Informații. Oriunde în lume, chiar schimbarea de ștafetă politică conduce și la schimbarea șefului Serviciului de Informații. Acord. Numai noi facem din el un mare mister. De acord, dar în momentul când vin cu un om care nu cunoaște nimic din dedesubturile și dedesubturile sunt foarte complicate. Domnul Dejeu cunoștea la Ministerul de Interne? Nu. Dar Severin cunoștea la externe? Nu. Dar știi ce se întâmplă? Domnul Dejeu, că chiar am discutat cu dânsul și îi spuneam la un moment dat, domnule, zic, ar trebui să punem în diferite funcții de conducere, de exemplu, chiar la nivelul județelor, niște oameni mai tineri, niște maiori, niște capitani. Nu, domnule, ce nu se poate, trebuie să fie neapărat locotenent colonel, adică trebuie să aibă o anumită vechime și ori, de la o anumită vechime încolo, să știți că oamenii nu mai sunt chiar atât de curați. Vă mulțumesc. Înainte de a începe să citim presa de mâine, presa cotidiană, vreau să vă întreb cu ce impresie ați rămas după vizita asta din Statele Unite. Ați avut contact și cu presa americană și probabil și cu oameni de acolo din diaspora, români din diaspora. Credeți că România va intra în NATO? Dar foarte sincer. Deci nu cred că România va fi primită în NATO în primul val. Cred că se deschide posibilitatea existenței unui al doilea val, dar îmi păstrez în continuare scepticismul în legătură cu această afirmație, iar dacă va exista un al doilea val, România are șansa de a fi primită în NATO. Într-un alt plan, pentru prima dată, eu a patra oară am fost în Statele Unite din 1990, pentru prima dată văd o mare deschidere față de România, dincolo de acum de chestiunea aceasta cu NATO. Este realmente apreciată politica guvernului, se așteaptă mult de la acest guvern. Există unele semne de întrebare referitoare la încetinarea cu care se produce totuși reforma și pachetul legislativ. Există semne de întrebare. Există semne de întrebare privind încetinarea cu care se produce privatizarea sistemului bancar din România. Da. Și cel mai important lucru e că e clar că se deschide piața de capital. Pentru ce a spus Eugen Măguranu la acea întâlnire care ați avut între patru ochi? Deci, întâlnirea a avut loc, am avut trei subiecte mai importante. Unul se referea la campaniile ziarului Ziua împotriva domniei sale. Eu am spus că am apreciat, că așa și credeam atunci, prestația făcută de Virgil Măgureanu în perioada alegerilor, deci faptul că s-a comportat corect și ca atare pentru moment ziarul Ziua nu va mai duce o campanie împotriva sa pentru a ne lămuri, pentru a vedea dacă face schimbări sau nu, schimbări indispensabile de mentalitate, de oameni și așa mai departe
în SRI. Al doilea capitol a fost chestiunea cu poliția politică. Domnia s-a spus în permanență că SRI-ul nu are acțiuni de poliție politică. Și atunci am discutat în contradictoriu, am vorbit de cazul capitanului Bucur, de Terasa Anda, etc., etc., chiar de interceptarea propriilor telefoane. Și a treia parte a discuției s-a referit la acest caz Pacepa, el continuând să susțină cu vehemență că este un trădător și ca atare tot ceea ce spune Pacepa este o minciună. Vreau să fac o paranteză, să închei spunând că și dacă Pacepa ar fi un trădător, asta nu înseamnă că ceea ce spune el sau tot ceea ce spune este o minciună. Spuneți-mi ce spune astăzi dacă l-ați întâlnit pe Virgil Măgureanu. Mâine, după ce prezintă raportul și când și va fi, nu va mai fi directorul Serviciului Român de Informații. Deci ea spune că încă nu este prea târziu de a recunoaște public și are prilejul să o facă joi într-o ciudată conferință de presă pe care o anunță în calitate de demisionar, dar are prilejul să o spună, nu e prea târziu să ceară scuze poporului român. Deci asta se practică, să știți, în lume și popoarele în general au capacitatea de a ierta și chiar de a uita anumite lucruri. Deci când ai greșit grav, îți cer scuză. Deci are această posibilitate. Da, mulțumesc. Eu vreau să vă spun că părerea mea, eu sunt ceva mai optimist decât domnul Sorin Roșca Sănescu privind intrarea noastră în NATO. Eu sunt de părere că dacă vom fi în măsură ca într-un termen foarte scurt să facem o curățenie în serviciile de informații, în serviciile de spionaj și nu numai SRI, și mă refer și la CIA, mă refer și la DIA și la celelalte servicii de informații, dacă vom reuși să facem acest lucru repede, s-ar putea totuși să mai prindem ultimul tren pentru primul val. Ultimul tren tras pe linie moartă. Hai să începem revista presei, ziarul Ziua de astăzi, pentru că deja e trecut de miezul nopții, este plin de Virgil Măgureanu. Un sfârșit de mult previzibil al inamicului numărul 1 al NATO și al democrațiilor occidentale, deci al României. Măgureanu iese la raport ultima oară. Parlamentul va dezbate astăzi raportul SRI pe 1996, după care Virgil Măgureanu își va prezenta demisia. În cinstea acestui eveniment, spune ziarul Ziua vă dezvăluie aspecte inedite din activitatea viitorului fost director SRI, pe care acesta nu le-a inclus în niciun raport. Puțin mai jos, pe aceeași pagină întâi a ziarului Ziua, Congresul SUA cântărește fiecare element din oferta Bucureștiului. Prezența lui Virgil Măgureanu în fruntea SRI compromite apropierea României de NATO. În ziarul nostru de mâine veți putea citi în exclusivitate largi extrase din raportul pe care analiștii Congresului l-au pus la dispoziția celor care ne vor decide viitor. Puțin mai la dreapta, pe aceeași pagină întâi a ziarului Ziua, Virgil Măgureanu și-a mai ridicat o casă în Bistrița Năsăud. Nu, aici a ridicat, bineînțeles, casă. Fără autorizație de construcție. În registrul primăriei din Tiha Bârgăului, numele lui Măgureanu apare scris cu creionul pentru că nu a plătit nici impozite, nici taxe. El își vizitează locuința cu elicopter. Puțin mai jos, o altă știre despre Virgil Măgureanu. O incendiară scrisoare de scris adresată președintelui României îl demască pe directorul SRI. Măgureanu a sabotat interesele României și ale NATO. Ofițerul Victor Mitran a fost epurat și hărțuit pentru că nu a executat ordinul de compromitere a viceconsulului american Mark Sullivan. În acțiune era implicat și Fyodor Botnari, prim secretar al ambasadei Rusiei la București. Puțin mai jos, pe aceeași pagină întâi a ziarului Ziua, raportul SRI contrazice probele depuse de SRI la dosarul Bucur. Și pentru ca lista să fie completă, am vrut să spun și titlul punctului. Am vrut să spun și tacâmul sau cum e cu pruna pe colivă. Autocompromiterea jegoasă a lui Măgureanu, un editorial semnat de Sorin Roșca Stănescu în ultima pagină a ziarului Ziua. Domnule Stănescu, vreau să vă spun că l-ați făcut celebru pe domnul Măgureanu. Dacă mai era nevoie, vă rog. Vă mulțumesc. Să citesc și eu din Adevărul, editorialul lui Dumitru Tinu, De ce sare ciorbea calul, și fraza cheie: ce desovietizare. Domnul Ciorbea pare picat de pe altă planetă. Asta s-a întâmplat pe când domnia sa era pionier.
desovietizarea serviciilor secrete a făcut-o Ceaușescu, începând cu 1965 și a desăvârșit-o în 1969 după invazia din Ceoslovacia, când se simțea el însuși amenințat. Tot în adevărul, premierul... Încă o dată sunteți contrazis. Da. Vedeți că vă și ajut. Tot în adevărul, premierul o ține pe a lui, Victor Ciorbea face precizări referitoare la desovietizarea. Da, Cronica Română, pagina 1. Afacerea Motorola, cum s-au furat 8 milioane de dolari care n-au existat niciodată. Este un articol de dezvăluire prin care se acreditează ideea că, de fapt, n-a fost nimeni păgubit cu nicio sumă de bani, pentru că, la acea dată, cursul leu-dolar era fals da. Pe piață. Aici vreau să vă, rog. Să vă spun că se pare că suma nu e de 8 milioane de dolari, ci este de 20 de milioane de dolari și probabil că în scurtă vreme o să pot să vă dau o serie de amănunte foarte interesante în legătură cu acest sistem de transmisie al armatii STAR. Vă așteptăm, domnule senator. Care mi-a fost prezentat la Subcomisia de Industrie de Apărare. În această seară, România-Irlanda cu Hagi Vârf. Trei doamne și toți trei, editorialul semnat de Horia Alexandrescu. În aceeași pagină întâi a ziarului Cronica Română, toată lumea vorbește, mai ales în aceste zile și probabil că toată luna ce urmează, despre NATO, despre intrarea României în fie și cu acest ultim tren NATO. Premierul Ciorbea s-a întors optimist de la Bruxelles. Bine că s-a întors. Măgureanu azi la Parlament. Raportul și demisia în același timp. Desovietizarea la români. Este vorba despre aceeași declarație făcută de premierul Victor Ciorbea la Bruxelles. Atât din Cronica Jurnalul, Jurnalul Național, în ultima ultimelor negocieri de la Bruxelles, un oficial al Alianței Nord-Atlantice afirmă: statele est-europene au pus multe piedici României în drumul spre NATO. O declarație bombă a unui lider PL93, Dinu Zanfirescu, între Măgureanu și Chintus există relația o mână spală pe alta. Apoi, încă două titluri mi-au reținut atenția de pe pagina 7 din Jurnalul Național. Tratatul Româno-Ucrainean va fi parafat la 3 mai la Kiev și cu ocazia asta putem anunța că marțea viitoare, după semnarea acestui tratat, ministrul român de externe Adrian Severin acceptă un dialog cu noi la emisiunea la miezul nopții. De la miezul nopții pe tema spinoasă, de altfel poate chiar explozivă, nu știm cum va fi tratatul acestui tratat. Și PDSR consideră că Victor Ciorbea a făcut o gafă politică la Bruxelles. Și mai vreau o singură știre de pe pagina 2 care mi se pare foarte interesantă. 100 de taximetriști vor bloca aeroportul Otope. Ce să facă și ei? Da. Libertatea. Spitalele din România spun multe tragedii. Medicul Radu Mercea afirmă că mama sa a murit în spitalul Gheorghe Lupu din cauza tratamentului inuman ce a fost aplicat. După cazul celebru cu acel om abandonat în plină stradă cu perfuzia în mână, sunt alte lucruri urâte din viața noastră care ies la suprafață. Suporterii irlandezi au colorat, iertați-mă, centrul capitalei. A fost prins un reșițean care fura murături și slană, îi se mai spunea și spărgătorul de pivnițe din Reșița. Călătoria cu trenul va fi mai scumpă de mâine, iată și o veste proastă. SNCFR majorează tarifele cu 19%. Atât din guvernul propune majorarea alocației pentru copii. Asta poate fi o veste bună din Jurnalul Național, pentru că domnul Stănescu n-a vrut să remace Marius Tucă, nu știu dacă vă spune ceva numele redactor șef la Jurnalul Național, a apucat să scrie de mai bine de 3 ani încoace 1000 de editoriale în ultima pagină a Jurnalului Național. Chiar astăzi l-am scris pe cel cu numărul 1000. Curierul Național, nu mai aveți ziare, domnul Stănescu? Curierul Național, pagina 1, România Eternă, un editorial semnat de Ralu Filip. Nu, căzusem pe gânduri, mă gândeam ce înseamnă să scriu 1000 de editoriale și câte o fi scris eu, că nu mai știu, eu nu le-am numit. După noaptea de înviere, foarte multe familii au rămas mai sărace decât erau cu o zi înainte și nu din cauza cheltuielilor de sărbători,
a reformei sau cursului leu dolar, ci din cauza jafurilor. Se jefuiește în continuare. Lobby-ul pentru NATO se intensifică. Ultimul vizitator la Washington care a pledat pentru extinderea alianței a fost un oficial din România. Este un articol semnat, preluat din ziarul american Washington Post. O declarație a ministrului Victor Babiuc la Washington, pagina 1 este plină de NATO, a pagina 1 a Curierului Național, corespondență din Turcia de la trimisul special al Curierului Național, cooperarea în regiunea Mării Negre, o realitate ce trebuie fructificată la maximum. Evenimentul zilei, românii s-au rugat, s-au bucurat și au păcătuit vârtos, pagina 1, evenimentul zilei, comentariul zilei de Cornel Nistorescu, de la SECU la SRI, este titlul editorialului, ar fi doar o ridicolă naivitate să credem că Virgil Măgureanu și-a înaintat demisia pornind de la bâlciul declanșat de generalul pensionar Mihai Pacep. Apelurile patriotice ale acestuia, precum și semnalele sfătoase lansate de peste ocean, au putut provoca o anumită iritare, dar ele nu depășesc nivelul unui băzit insistent. Dorința generalului de a reintra în cărțile serviciilor secrete la București poate stârni cel mult un zâmbet, indiferent ce știe și cui folosește. Nordcoreenii au ajuns să devoreze cadavre umane. În țara dimineților liniștite, foamea împinge la canibalism, pagina 1, evenimentul zilei. Sfârșitul epocii Măgureanu, majoritatea parlamentară va cere azi directorului SRI să demisioneze. Intrăm în legătură cu telespectatorii. Bună seara! Bună seara, cum vă numiți? Petre Giulgi. Cum, Petre? Petre Giulgi din... De unde sunt? Sighetul Marmației. Sunteți agățat în cui? Da, da. Sunteți, da? Da. Participați la concurs, da? Nu particip, n-am găsit Jurnalul Național astăzi deloc. Păi nu astăzi, e vorba despre întrebări din numărul de sâmbătă. Astăzi n-a apărut Jurnalul Național, abia mâine apar cotidianele. Bun. Atunci, pentru cine a citit cotidianul Jurnalul Național de Sâmbătă, atunci, dacă aveți întrebări pentru invitații mei și o întrebare pentru premiul de 500.000 de lei oferit de domnul Sorin Roșca Stănescu, vă rog. Da. În primul rând, vreau să vă adresez felicitări pentru emisiunea pe care a realizat și pentru cele 1000 de editoriale care am înțeles chiar astăzi. Da. Vă mulțumesc. Pe cel de-al 1000. Așa. O întrebare pentru domnul Sorin Roșca Stănescu. Da. În primul rând, vreau să vă spun că vă apreciez foarte mult pentru tenacitatea dumneavoastră, așa, și pentru faptul că, după părerea mea, sunteți unul dintre puținii ziariști care vă luați de piept cu cei mai mari, cum să zic eu, cantii ai acestei cărți. Vă mulțumesc că aștept întrebarea. Așa. Întrebarea mea este următoarea. Dacă dumneavoastră credeți că prin schimbarea șefului serviciului de informații, așa, acest serviciu va deveni, eu aș zice, adică dacă dumneavoastră o să ajungeți, să zicem, până la 90 de ani, să vedeți că și acest serviciu se va schimba așa cum vreți dumneavoastră să se schimbe și cum... Cum de altfel trebuie să fie. Așa. Dacă vom ajunge noi, eu am de-avea 36 de ani, ca acest serviciu să fie cu adevărat cum vreți dumneavoastră și eu și cum ar trebui să fie. Mulțumesc! Bun, vă mulțumim și noi, domnul Stănescu, pe scurt. Deci, nu sunt absolut convins că schimbarea lui Virgil Măgureanu va însemna și schimbarea serviciului, așa cum dorim noi. Asta ține de voința politică a celor care guvernează și în subordinea cărora se află sau se va afla în viitor acest serviciu de informații. Dacă el va trece în subordinea guvernului, cred că lucrurile vor evolua pozitiv. Da. Vă mulțumesc că am primit la redacție și Vremea Manifest un exemplar unic apărut pe data de miercuri 30 aprilie 1997 pe pagina 1. Acestui exemplar unic, un imn pentru tricolori. Astăzi este meciul României cu Irlanda. Cu noi e Dumnezeu aici în bătălie spre gloria ta și a numelui tău, Românie. Încrede-te, țară, noi până la capăt. Oricâte probleme am avea sub steagul cel sfânt, roșu, galben, albastru, luptăm pentru gloria ta.
Putem să și pierdem în luptă cinstită, doar să nu rămânem datori. Dăm ultimul strop de sudoare și viață acelorași vechi trei culori. Iar dacă se întâmplă ca astăzi cu toții să avem un dramatic eșec, Doamne ferește, mai dă-ne o șansă și crede-ne, țară, că toate tristețile trec și suntem mai tăi pentru alte victorii, ca puii de lei vom lupta în orice condiții, pe viață și pe moarte, mereu pentru gloria ta, Adrian Păunescu, 26 aprilie 97. Intrăm în... v-ați notat numele telespectatorilor, da, din Sighetul Armației. Sper că l-am notat. Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Andela Dumitru. De unde sunteți? Din Brașov. Da. Aveți întrebări? Da, pentru domnul senator, dacă... Vă rog. Înlocuitorul domnul Măgureanu va fi tot o persoană din SRI sau una civilă? Da. O secundă, domnule. Cătănescu, da. Dacă a fost nevoie de această demascare din presă pentru schimbarea lui domnul Măgureanu sau a fost impusă de Statele Unite. Bun, asta e tot? Da. Vă mulțumesc mult. Bună seara. Deci, la întrebarea care mi-a spus-o mie, părerea mea este că ar trebui să fie o persoană civilă, o persoană civilă care însă judecă cu foarte multă seriozitate lucrurile și cu foarte mult calm și care va trebui să înconjoare de oameni, de specialiști, fiindcă există în SRI oameni care sunt devotați țării și care vor putea să-și aducă contribuția pentru țară. Mulțumesc, domnul Stănescu. Eu nu cred că Statele Unite pot schimba șeful serviciului secret român sau pot determina. Eu cred că asta a fost picătura care a umplut paharul, un pahar umplut cu adevărat și prin dezvăluirile de altfel foarte reale din presă. Bună seara! Cum vă numiți? Hristos a înviat și la mulți ani. Adevărat, a înviat la mulți ani. Mă numesc Maria Maneni Cinescu. Da. Împlinesc în iulie 63 de ani. Mulți înainte, doamnă. Și locuiesc în Ploiești. Așa. Dacă mi îngăduiți, da, doresc să pun câte o întrebare atât domnului director al ziarului Ziua, cât și dumneavoastră, domnule Tucă. Vă rog, doamnă. Stimate domnule Stănescu, care din numele de familie pe care le aveți v-a purtat mai mult noroc spre culmile gloriei jurnalistice? Oroșca sau Stănescu? Niciunul, doamnă. Stimate domnule Tucă. Da. Înaintea alegerilor, într-o discuție pe care ați avut-o cu domnul Ion Iliescu, da, i-ați propus un post de analist politic, da, doamna, așa este, la Jurnalul Național, da, în cazul în care nu va fi reales președintele României. Da, doamnă. Când intenționați să-i oferiți? Au mai crescut exigențele, doamnă, și pe la noi. Foarte mult și vă urez infinite succese. Aștept ca domnul Iliescu să aducă primul material la redacție și îl vom publica. Vă mulțumesc mult pentru telefon. Nici dumneavoastră n-ați vrut să participați la concursul Antenei 1 și Jurnalul Național. Nu-i nimic, rămânem cu 1 milion. Domnul Stănescu, vă rog. Deci numele de Roșca mi-a purtat mai mult noroc decât numele de Stănescu. Bine, dar care v-a adus spre glorie? Eu, la scurt timp după ce mi-am început activitatea publicistică, am semnat cu numele pe care l-am pe buletin, cu numele întreg de Sorin Roșca Stănescu. E adevărat, la începutul activității publicistice semnam Sorin Stănescu. Mai era însă celebrul, era un caricaturist atunci cu numele Sorin Stănescu, mai era un judecător cu numele Sorin Stănescu, care azi e ministrul tineretului și sporturilor, mai era un scritor cu acest nume și cam ca mulți, să nu mai fie atâta confuzie, mi-am trecut tot numele de pe buletin. Apropo că tot a venit vorba de nume, am început să am noroc. Mi-am dat seama acum spre finalul emisiunii că i-am spus după Acepa de vreo două ori, am zis Ion. Nu știu de ce toți trebuie să poartă greșeala asta. Îmi cer scuze în fața telespectatorilor. Bună seara! Alo? Da, bună seara! Bună seara! Așa. Mă numesc Răzvan Visarion. Da, domnule. Din București. Da. Și vreau să particip la concurs. Da. Haideți că, uite, aveam deja prima întrebare.
din urnă. Cine a declarat următoarele? Aici e mai mult decât o încercare de jaf, poate nu e nicio simplă răzbunare, e vorba despre starea societății în general. Cine a declarat acestea? Dan Ghiberneac, deputat PDSR. Nu, este vorba despre Constantin Avramescu, vicepreședinte al PSDR, al PSDR, cel care, partidul care este în alianță cu USD, cu USD-ul, cu PD-ul, formând USD-ul. Da, aveți întrebări pentru invitații? Nu, mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, bună seara. Domnule Stănescu, ce veți face, ce veți mai scrie în ziarul Ziua după ce domnul Virgil Măguranu nu va mai fi directorul SRI? Deci eu vreau să atrag atenția opiniei publice că noi nu am urmărit un atac la persoană și nici un atac la instituție. Deci ceea ce ne interesează este democratizarea acestei instituții. Deci după părerea mea, când veți mai scrie despre democratizare? Dacă vom avea suficient de multe lucruri de spus, pentru că acest proces va fi greu și va necesita o voință serioasă politică și încep să mă îndoiesc că există chiar atât de multă voință politică pentru a face din acest serviciu de informații un serviciu model. Până să dea Dumnezeu să pierdă acest pariu cu colegii dumneavoastră. Sper că-l ver. Domnul Stănescu, vorbeați puțin mai devreme de Caraman. Caraman este în libertate în România, nu-i așa? Da. Ați încercat să luați un interviu, să întrebați de acea rețea de spionaj. Unde este? Dacă tot a fost agent, are că a fost agent al KGB-ului, a spus dumneavoastră, da? Da. Acum, îi se poate face o vină din asta? Poate fi condamnat într-un fel sau în altul? Da, sigur că poate fi condamnat, pentru că un agent al unei puteri străine sub orice legislație încalcă legea și poate fi condamnat. Și totuși în libertate. Eu am căutat să stau de vorbă cu Caraman. Unde chiar insistent nu am reușit să-l găsesc nici măcar la cheia, unde am auzit că are o vilă, se refugiază de multe ori. Nu am reușit să-l găsesc. S-a ferit întotdeauna de un contact cu mine sau cu un reprezentant al ziarului Ziua, dar am văzut că l-a găsit presa franceză care îl căuta cu aceeași asiduitate. Ți-a spus la un moment dat că ar fi fost omul lui Peter Roman. Cât adevăr există în această afirmație? N-aș putea să spun cine a luat decizia în 1990 de a-l pune tocmai pe Caraman, șeful serviciilor secrete, deci tocmai pe Caraman, care fusese expulzat din Franța sub o acuzație clară și certificată de colaborator. Păi cine l-a numit? Cine a semnat ordinul de numire? Sovietic. Nu contează cine semnează un ordin, contează cine ia decizia și eu nici nu știu cine a semnat ordinul, ca să fiu sincer, dar nici nu știu cine a luat decizia. În orice caz, unul din cei doi, Roman sau Iliescu, a făcut-o. Da. Bun, mulțumesc. Bună seara! Alo? Alo? Da, să rămână. Adevărat înviat, vă rog să vorbiți puțin mai tare, pentru că vă aud foarte greu. Vă auzim. Moreni, Mihaela Bădulescu. Mihaela Bădulescu din? Moreni. Din Moreni. Vă ascultăm. Da, pentru concurs. Bun. Întrebări pentru invitații aveți? Când anume am trăit numai sub semnul provizoriului de pe o zi pe alta? Când anume am trăit numai sub semnul provizoriului de pe o zi pe alta? Răspunsul era în ultimii 7 ani, în pagina 3 se găsea. Bun, aveți întrebări pentru invitați? Aveți? Bun, vă mulțumesc mult, bună seara, mulțumesc că ați sunat. Ați vrut să spuneți ceva, domnul Sărbăt? Nu, nimica nu. Sperăm că... Da, așteptăm un ultim telefon de la colegii din regia de emisie, deci încă un telefon pentru această seară, după aceea îl vom ruga pe domnul Sorin Roșca Stănescu să anunțe cine a câștigat acel premiu de 500.000 de lei.
Vreau să vă întreb, domnule Stănescu, dacă înseamnă această demisie a lui Virgil Măgureanu o victorie pentru dumneavoastră și implicit pentru ziarul Ziua. Deci nu o socotesc ca o victorie personală, dar este o victorie publicistică, pentru că acest ziar, chiar de când a apărut, a făcut o serie de dezvăluiri în legătură cu lucruri incorrecte sau care încălcau regulile democrației făcute de directorul Serviciului Român de Informații. Deci, din perspectiva asta privită lucrurile, sigur că ele reprezintă o victorie în plan publicistic. Bun, mulțumesc. Bună seara, ultimul telefon din această seară. Bună seara, domnule Tucă, sunt Dumitrescu din București. Da, domnul Dumitrescu, participați la concurs? Nu. A, atunci aveți întrebări. Vă rog. Chiar pe dumneavoastră v-aș întreba dacă ați fi de acord ca domn Victor general Sorin Roșca Stănescu în viitor cât mai apropiat să devină președinte Uniunii Ziariștilor pentru a-i feri de condamnarea care și dânsul a avut parte din partea cagebiștilor. Condamnarea pe ce? A fost condamnat. Că i-a făcut pe cineva cagebiști. Nu, no, n-a fost condamnat, domnule. A fost. N-a fost. Acolo, vedeți că domnul Tucă ocolește răspunsul la întrebare. A fost condamnat. Deci așa. A meritat să devină președintele Uniunii Ziariștilor deoarece e un luptător. Și pentru corupție, și pentru... Așa, asta e întrebarea pentru mine. Asta și pentru... pentru dânsul. Da. Pentru dumneavoastră, dacă ați fi de acord. Am înțeles. Dânsul, domnul Sorin Roșca Stănescu. Dacă ar fi de acord ca eu să fiu președintele societății civile. Aș nu numai că l-aș întreba, dar i-aș propune ca începând de mâine să promoveze verdictul confiscare pentru cei dovediți cu averi fabuloase prin acele tuluri care dânsul de atâta timp le dă în ziar. Cu zile, hoteluri, montane, prin orașe, deci multe magazine, multe conturi grase, în lei și dolari, deci confiscat, ăsta e cuvântul, nu cu judecări, cu naționalizări. În patrimoniu furat, să fie confiscat, să revină că bugetul așteaptă. Vă mulțumesc mult pentru întrebări. Pentru domnul Sandulescu. Da? Dacă dânsul ar fi de acord în sfârșit, ca pentru intrarea rapidă în NATO în primul val, să trecem în sfârșit practic la aplicarea acelui punct 8 de la Timișoara și implicit scoaterea în afara legii a partidului corupt PDSR, care de la început s-a compus din eșalonul 2 al bolșevicilor, activiștilor și securiștilor și averilor fabuloase prin tunuri. Vă deci, mulțumesc mult pentru întrebare. Vă mulțumesc mult pentru întrebări. La revedere. Vă mulțumesc, sănătate. Numai bine. Yeah. Vă rog, da. Domnul Sămulescu. Da. Problema este puțin mai complicată, fiindcă PDSR-ul este un partid care există. O asemenea măsură de scoatere în afara legii a PDSR-ului nu ne-ar face o imagine prea bună în străinătate. Și punctul faptul, 8 de la Timișoara? Punctul 8 de la Timișoara, sunt de acord cu punctul 8 de la Timișoara, numai că nu vedeți că tot. Și domnul Constantinescu a făcut parte din Partidul Comunist. Da, dar n-a fost nomenclaturist în al Partidului Comunist. Punctul 8 de numai cu nomenclaturiști? Da. În general, da. Bine, în cazul ăsta nici eu nu se mai fac parte. Deci, în legătură cu confiscarea, vreau să-i spun domnului Dumitrescu că în afara credinței în Dumnezeu și a moralei creștine, al treilea lucru extrem de important este Constituția și respectul față de Constituție și față de legile țării. Ori, dacă avem acest respect... Păi facem respect, o confiscare legală, domnule. Nu putem să trecem la confiscări fără judecată, fără judecată pentru nu că se am poate. Face abuzurile pe care le-au făcut statele totalitare. Bun, pentru cine a câștigat premiul de 500.000? Deci am dat două premii de câte 250.000. Da. Domnului Petre Giulțiu, cred că am reținut bine, oricum serviciul nostru specializat va lua numele și adresa exactă. De urmărire exactă, și filaj, da. Și Pandelea Dumitru. Sau nu? Deci da. Sighetul Marmației și Brașovul au câștigat câte 250 de această dată. Voi oferi un premiu
excepțional de 1 milion de lei marțea viitoare la întâlnirea cu domnul Severin, când vom discuta împreună spinoasa problemă a tratatului român-ucrainean și a intrării în NATO. Domnilor, vă mulțumesc mult pentru participare la emisiunea Milionarii de la miezul nopții. Așadar, oameni buni, ne întâlnim din nou mâine seară la aceeași emisiune. Până atunci, Marius Tucă vă spune bună dimineață! Oameni buni, la emisiunea Milionarii de la miezul nopții. Evenimentul zilei titrează pe pagina 1. După o prezentare detașată a raportului și o dezbatere furtunoasă în Parlament, Măgureanu pleacă, SRI rămâne cu noi. Acesta este adevărul. Pentru că este un subiect la ordinea zilei, în această seară am invitat în studioul Antenei 1 pe domnul Vasile Matei. Domnia sa este deputat pe UNR și în același timp de aproape 4 ani, în vechea legislatură și acum și în noua legislatură, este membru al Comisiei de Control a SRI. Celălalt invitat se numește Cornel Nistorescu, este invitatul cu care v-ați obișnuit în fiecare miercuri seara, directorul cotidianului Evenimentul Zilei. Domnule Vasile Matei, dați-mi voie să încep cu o întrebare foarte directă. Să-ți spuneți care sunt motivele pentru care domnul Virgil Măgureanu, director